Salutare, salutare, dragii mei! Bine v-am găsit la tarotoscopul lunii iunie. Aceasta este o etalare pentru Zodia Balanță. Abia aștept să văd care sunt mesajele pentru voi, dragii mei. Nu înainte de a vă transmite un mesaj, pentru că vreau să, vreau să transmit un mesaj în mod special celor care sunt plecați în afară, celor care sunt în străinătate. Am primit foarte multe mesaje de la voi și știu că vă aflați în momente de cumpănă că vă este foarte greu. Unii vor să se întoarcă. Și m-am gândit să vă transmit acest mesaj, să vă spun că totul este trecător, nimic nu este veșnic și v-aș ruga să nu vă pierdeți credința și să fiți puternici, indiferent de situațiile prin care treceți. Mi-aș dori să-l aveți ca și exemplu pe Mântuitorul Iisus Hristos, care a trecut prin foarte, foarte multe lucruri și care până la urmă a înviat. Și pentru că a fost această perioadă, pentru că a fost Paștele, vreau să, vă, vreau să vă ghidez în sensul acesta, vreau să vă transmit acest mesaj de încurajare. Să nu vă pierdeți speranța, să nu vă pierdeți credința, să rămâneți puternici și să luați cele mai bune decizii pentru voi. Nu sunteți singuri. Dragii mei, aceasta este o etalare generală, după cum bine știți, așa că v-aș ruga să luați de aici numai mesajele care uh, vă sunt potrivite. Numai ceea ce simțiți voi să luați din aceste mesaje. Voi extrage prima și prima oară un mesaj al îngerilor. Să vedem care este mesajul îngerilor pentru voi în luna iunie. Aceasta este cartea pentru voi. Mesajul vine de la îngerul Isaia. Wow, superb! Imediat o să vă citesc și mesajul, dragii mei. E timpul potrivit să dai naștere unor idei și situații noi în viața ta. Eu te veghez, te călăuzesc și te protejez pe cursul acestor schimbări. Iată că iarăși vorbim despre schimbare. Iarăși vorbim despre un moment în viața ta când este nevoie să faci anumite schimbări. Cred că ți-ai schimbat puțin ideile, cred că ți-ai schimbat puțin principiile de viață, datorită unor experiențe prin care ai trecut sau pe care le-ai văzut la cei din jurul tău. Simt că ai o altă percepție asupra vieții în general. Te gândești cu mai multă seriozitate la viața ta, la tine și la viitorul tău. Îngerul Isaia ți-este alături în tot acest parcurs, așa că te rog să ai încredere, așa cum îți spuneam și la începutul acestei etalări, ai încredere în tine și urmează-ți urmează visele pe care le ai. Voi extrage un card ce ne va arăta piatra benefică pentru tine în luna iunie. Este bine ca această piatră să o ai alături de tine în luna iunie pentru că te va ajuta sub diferite forme îți poate amplifica uh, intuiția, te poate vindeca emoțional sau poate aduce abundență. Depinde de fiecare caz în parte. Și iată că deja a căzut. Wow! Cartea lunii este piatra care a căzut și la Berbec, dacă nu mă înșel. Cartea lunii, exact cum îți spuneam, îți sporește această intuiție, îți oferă o intuiție foarte puternică. Vorbim despre o carte care te îndrumă către scopul tău. Îți spune că trebuie să-ți trăiești scopul tău, menirea ta. Te afli într-un moment, așa cum îți spuneam, foarte important. Dacă nu ai această piatră, te îndrum, bineînțeles, dacă dorești să-ți o cumperi și să o porți alături de tine pe întreaga lună, toată luna iunie. Sau, bineînțeles, că poți să o porți oricând, în orice lună. Piatra lunii te veghează pe tine în această perioadă. Este o energie foarte puternică, dar vorbim aici despre intuiție, vorbim despre emoție și sentimente. Îți voi transmite de asemenea numărul spiritual. Să vedem care este numărul tău spiritual în luna iunie. Ce mesaj îți transmite oracolul numerologic? pentru cei din zodia balanță. Aceasta este cartea. Numărul 37 care vorbește despre faptul că gata. Time out. Este momentul pentru tine să te îndrepti către scopul tău. Este momentul pentru tine să trăiești menirea, să înțelegi cine ești și de ce te afli în acest plan. Numărul 37, te rog să-l cauți pe internet, cu siguranță vei afla acolo mai multe mesaje care te vor îndruma în următoarea perioadă. 37, da? vorbește despre un moment de regăsire, vorbește despre un moment în care tu trebuie să conștientizezi ceva. S-a terminat cu vechile obiceiuri, s-a terminat cu vechile credințe, cumva trebuie să să-ți lărgești orizontul, aș putea spune. Da? Și cred că cumva vorbim și despre zona profesională, poate nu neapărat numai despre zona spirituală. Poate și acolo simți nevoia să faci anumite schimbări, simți nevoia să te îndrepți către un nou drum. Hai să vedem care sunt mesajele tarotului Illuminati. V voi face o etalare în formă de cruce. Este o etalare care mie îmi va oferi mai multe detalii. Legate de prezentul tău, aspecte din viitor, cât și din uh, trecutul tău apropiat. Bun, mă opresc. La baza pachetului, cartea 6 de băte, dragul meu, draga mea, această carte vorbește despre victorie, vorbește despre succes, vorbește despre faptul că ești aplaudat la scenă deschisă pentru ceea ce ești tu atâta timp cât vei fi cel adevărat, vei fi cel real. 6 de băte vorbește poate despre o luptă pe care ai dus-o, ori pe partea de sănătate, ori cu cineva, ori într-un proces. Din care ești câștigător, da? ești, ești vindecat din toată această situație. Este o carte ce vorbește despre um, multele lupte pe care le-ai dus de-a de lungul vieții, de-a lungul timpului și um, din care ai, ai ieșit învingător. Iată că cartea cu numărul 37 exact despre asta vorbește, că este momentul pentru tine să renaști, este momentul pentru tine să renunți cumva la tot ceea ce a fost în trecutul tău și să te îndrepți către un viitor care, ce să vezi, se anunță foarte, foarte promițător pentru tine. Vorbim poate despre o recunoaștere publică în unele cazuri, da? Avem aici niște semințe pe care tu le-ai sădit de-a lungul timpului, avem niște proiecte la care tu ai lucrat, S-ar putea unii dintre voi să aveți afaceri în familie, da? Și să fi trecut printr-o perioadă mai grea, iar în momentul de față iese soarele. Da? Vorbim despre această reechilibrare, vorbim despre întoarcerea cumva la normal a vieții voastre. Niște cărți foarte foarte bune pentru că ai dat dovadă de răbdare, așa mi arată cărțile de tarot. Ai dat dovadă de răbdare în procesul tău, ai dat dovadă de maturitate, ai dat dovadă de um, anumite decizii foarte bune pe care le-ai luat, și uh, iată că acum către tine vine succesul. Cumva îți este răsplătită această răbdare și această consecvență a ta. Cartea principală care vorbește despre tine în prezentul tău, avem Cartea Nebunul. Iată. Nebunul vorbește despre faptul că vrei să te încumeți la ceva nou, vrei să trăiești experiențe noi, te duci cu capul înainte, nu prea te mai gândești la ceea ce va fi, dar aici vorbim despre o rebeliune cumva, vorbim despre um, un moment în viața ta când pur și simplu riști absolut orice pentru a-ți îndeplini visul. Ești în stare să faci orice pentru a-ți atinge țelul, pentru a-ți atinge scopul. Te-aș să ai puțină grijă totuși, da? să nu fii uh, cu adevărat rebel. Uh, încearcă să iei uh, sau să îți iei toate măsurile de siguranță pe drumul acesta. Ai o energie foarte bună în această perioadă. Carta Nebunul vorbește întotdeauna despre idei noi, despre principii noi. Este o carte a vărsătorului în principiu vorbește despre faptul că ești hotărât, determinat, ești gata de drum, ești pregătit, ți-ai făcut bagajul și vrei să pleci, vrei să pleci într-o nouă direcție, pentru că cumva în, 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 ultima perioadă a vieții tale ai învățat ceva. Ți-ai dat seama de niște lucruri, tratezi cu seriozitate maximă viața, viitorul tău și așa mai departe. În trecutul tău apropiat putem vorbi despre o pauză în ceea ce privește domeniul profesional, mă refer aici poate în ultimile 3 luni, în ultimile 6 luni, da? avem un 3 de monede și 4 de spade, cred că te-ai simțit cumva obosit, te-ai implicat foarte mult pe partea profesională, probabil ți-ai luat o pauză, așa cum spuneam, te-ai retras puțin, te-ai odihnit puțin pentru noile proiecte care vor veni. Două cărți cu o energie foarte bună. Patru de spade, cred că vorbește poate și despre o decizie pe care tu a trebuit să o iei din punct de vedere profesional. Și uh, ai făcut foarte bine că nu te-ai grăbit asupra ei. Ai făcut foarte bine că nu... Uh, cel puțin aici nu te-ai dus așa cu capul înainte. Ai preferat să mai aștepți. Ca și bază... În momentul de față discutăm despre nouă de monede și regele de monede. Iată. Aici vorbim despre independență financiară, vorbim despre faptul că ești foarte focusat pe partea materială, ești foarte focusat să-ți atingi un anumit scop, înveți acum să dești acum niște semințe. S-ar putea ca o persoană dintr-o zodie de pământ, să-ți fie alături. Putem vorbi despre un șef care investește în tine, putem vorbi despre o persoană cu un potențial material destul de înalt care ți este alături și care cumva îți asigură un nou job, îți asigură o nouă traiectorie din punct de vedere profesional. Noua de monede arată și libertatea care ți se oferă pentru a crea, pentru a face diferite lucruri tu, personal, cu mintea ta, cu mâinile tale, cu tot ceea ce ai tu mai bun. Vorbim despre o perioadă în care îți permiți luxul și îți permiți multe lucruri din punct de vedere financiar, simt cumva că vrei să te răsfeți, simt cumva că vrei să-ți acorzi mai multă atenție. Foarte frumos! Foarte, foarte frumos! În viitorul tău apropiat avem cartea nouă de spade și magicianul. Este o situație care te frământă din punct de vedere uh, mental și care îți dă anumite bătăi de cap. Însă magicianul te îndeamnă să pui capăt acestei situații, să nu te mai lași frământat de această problemă. Sim că este ceva la tine aici la care te gândești foarte mult, te gândești obsesiv, te gândești poate este o persoană, poate este o situație, dar vorbim despre faptul că magicianul este cel care te împinge către acțiune. Este cel care îți spune, hai, fă acum, pentru că acum este momentul. Da? Ai toate uneltele necesare și destinul cred că ți este favorabil pentru a începe ceva nou. În orice domeniu dorești tu, este cel care cumva alchimizează toate forțele acestea din tine și îți oferă acest impuls da? de a merge mai, mai departe. Vorbim despre... Ceva ce ți-a dat bătăi de cap, repet, o perioadă neliniștită, anxioasă aș putea spune, însă magicianul vine și curăță toată această energie, îți arată faptul că se poate și altfel și o să-ți aducă în, în vedere faptul că tu ești singurul care poate acționa în direcția dorită de către tine. Nu te baza pe ceilalți, nu te baza pe ceea ce ți se spune, nu te baza pe ceea ce ți se promite, ci mai degrabă ar trebui tu să fii cel care acționează. Vorbim și despre o etapă care se închide la tine, această neliniște care cumva va lua sfârșit, indiferent că vorbim despre partea materială sau despre partea personală, în, în dragoste este ceva ce la tine aici va lua sfârșit. Capeți o nouă, să spunem, înțelegere. A lucrurilor. Magicianul vorbește despre un nou capitol în viața ta care se deschide, vorbește despre ingeniozitate și despre a fi original. A nu imita pe nimeni. Tu trebuie să fii tu, întotdeauna, nu încerca să împrumuți de la ceilalți lucruri sau o atitudine de care nu ai nevoie sau nu pur și simplu nu ți este beneficăție. 5 de monede și 4 de cupe. Simt că te gândești foarte mult la anumite persoane din jurul tău care probabil au aflat anumite, anumite vești. S-ar putea să ai prin preajmă oameni care s-au îmbolnăvit și lucrul acesta să-ți cadă din energia ta, să te pună într-o situație în care să te gândești mult mai mult la viață, la să ai o anume seriozitate, da, în, în a trata evenimentele din viața ta. Te simți melancolic puțin, te simți că îți faci o recapitulare a vieții tale, te simți că trăiești un moment destul de sensibil. Ce este păcat aici este că, sau ce ar fi păcat? aici este că nu te-ar mai lăsa să-ți vezi oportunitățile pe care le ai. Dar patru de cupe vorbește întotdeauna despre faptul că ești cumva ancorat acolo în trecutul tău și cumva prezentul nu te mai, nu te mai regăsești cumva în prezentul tău sau poate chiar refuzi anumite oferte. Cinciul de monede îmi arată că din punct de vedere material nu stai chiar foarte bine, Vorbim poate în următoarea perioadă despre o situație mai slabă din punct de vedere financiar. Uh, unii dintre voi nu cred că vă veți găsi jobul pe care vi-l doriți dacă îl căutați, da? uh, E ceva aici și pe parte profesională ce vă nemulțumește, ceva ce vă pune să spunem uh, într o situație neplăcută. Vă simțiți singuri împotriva tuturor, avem acest sentiment de singurătate, avem acest sentiment că vă luptați cu morile de vânt, iată șapte de băte. am mai extras o carte pentru rectificare. Șapte de băte vorbește despre faptul că sunteți deja obosiți de atâta luptă cu ceilalți. Șapte de bâte și șapte de cupe. Iată. Sunteți obosiți să mai luptați cu părerile celorlalți. Șaptele acesta de bâte îmi arată faptul că te aperi foarte mult. Nu știu dacă te aperi de cineva care ți-a tot promis diferite um, oferte. Putem vorbi aici și din punct de vedere profesional, da? Poate fi aici o ofertă care inițial a părut foarte bună, a fost foarte, foarte bună pentru tine, după care ți-ai dat seama că de fapt era un vis și ai ajuns așa într-o zonă de apărare, ai ajuns într-o zonă în care nu prea mai crezi în nimeni și în nimic. Șapte de băte vorbește despre o revoluție la adresa ta, vorbește despre faptul că chiar dacă ești în această revoluție, să spunem, beneficiezi și de o putere foarte mare. Repet, ești în stare să muți munții din loc acum. Ai o putere extraordinară. Și nu te mai lași condus. Cred că ce este cel mai important aici este că nu te mai lași condus de către ceilalți, nu prea ți mai pasă de părerile celorlalți. Ai ajuns așa la o, la o saturație. Șaptele de cupe, spune că nu te mai lași mințit, zdrobești înaintea ta tot ceea ce nu este solid, nu te mai lași păcălit, nu te mai lași amăgit. S-ar putea pentru unele persoane să vorbim chiar de cauze medicale aici, s-ar putea să aveți niște, să spunem, dezechilibre emoționale, chimice în organism. Poate nu ar fi rău să vă faceți niște analize în următoarea perioadă. Draga mea balanță, mesajele pentru tine sunt niște mesaje foarte puternice, foarte um, decisive, aș spune. De ce? Pentru că te pune față în față cu spiritul tău de data aceasta și simt foarte puternic că vei lua viața mult mai în serios decât ai luat-o până acum. Vorbim despre recunoașterea puterii tale, este ca și cum îți iei puterea aceasta înapoi. Nu te mai lași condus de către nimeni, îți tratezi toate aceste probleme emoționale sau de sănătate pe care le ai în următoarea perioadă. Luna iunie pentru tine, în schimb, va veni, să spunem, cu anumite pierderi materiale. S-ar putea să pierzi niște bani sau să nu-ți găsești jobul pe care tu-ți-l dorești. Nu este un capăt de lume, încearcă și perseverează pentru că cu siguranță acolo ceva va veni. Acolo ceva va fi și pentru tine. În schimb, îmi place la tine faptul că ți-ai setat, din punct de vedere mental, să ajungi la un anumit nivel material. Avem aceste două cărți foarte frumoase, nouă de monede și regele de monede, da? care vorbește clar poate despre deschiderea unui business și uh, tocmai de aceea este nevoie pentru tine să te focusezi, poate de aceea treci prin acest nou de spade, da, prin această perioadă întunecată pentru că uh, vrei să mergi pe drumul acesta singur, vrei să-ți deschizi o afacere, să-ți faci un business al tău, să îți oferi această independență financiară, această libertate, da? Și bineînțeles că aici există foarte multă muncă, există poate și obstacole destul de multe, dar cu siguranță le vei depăși și îți vei atinge scopul tău final cu siguranță. Dragii mei, cam acestea sunt mesajele mele pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit până la capăt. Nu uita dacă ți-a plăcut acest clip și dacă te-ai regăsit în aceste mesaje, să dai un like și aștept comentariul tău în secțiunea de comentarii, pentru mine toate comentariile sunt foarte importante. Dacă dorești să mă urmărești, o poți face pe Facebook la Amostarot, o poți face pe Instagram la Amos the Wizard și bineînțeles pe uh, site-ul oficial amostarot.ro. Detalii despre sarea neagră, pentru că ați fost foarte mulți care m-ați întrebat. Este disponibil al doilea lot deja, puteți să faceți comandă tot de pe site-ul completați formularul de contact și veți primi pe adresa de e-mail toate informațiile necesare, pentru livrare cât și pentru comandă. Dragii mei, până data viitoare, eu vă urez toate cele bune, vă rog să vă focusați pe ceea ce aveți voi de făcut și, nu în ultimul rând, să aveți foarte mare grijă de voi. お <noise>